Colaborarea televiziunii Neptun cu Alfa și Omega TV durează deja de câțiva ani. Aș spune de foarte mulți ani, în sensul bun al cuvântului. Și dacă la început, ca director de programe al unei televiziuni generaliste, eram ușor sceptic și reținut în privința acestei colaborări, în anii care au urmat, am avut ocazia să constat că programele pe care le primim de la Alfa și Omega sunt foarte potrivite pentru grila noastră de programe. Din păcate, nu am reușit să dăm la schimb și noi programele noastre către Alfa și Omega TV. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în anii următori. Și pot să vă mai spun că, în calitate și de președinte al comunității evreiești din Constanța, am constatat cu plăcere că Alfa și Omega TV este un prieten sincer al evreilor și al Israelului, chiar dacă este vorba de un post creștin. Ce am apreciat cel mai mult în aceste ambe calități au fost filmele artistice, filme pozitive, filme care încarcă telespectatorul cu un anumit mesaj și documentarele primite de la Alfa și Omega TV. Documentare foarte bine făcute, foarte bine construite și documentate. Atât cele legate de creaționism, dar și cele de diverse teme pe care Neptun TV le-a difuzat cu plăcere și cu bucurie. Sper că această colaborare va continua în anii următori. Urez succes televiziunii Alfa și Omega, cu atât mai mult cu cât de câteva luni bune reușesc să o văd și pe cablu la Constanța și sunt convins că se bucură și se va bucura în continuare de succesul pe care îl merită pe piața media.